În călătoria noastră prin marea expoziție a celor 20 de ani, coborâm pe un peron de cale ferată. Noul vagon de călători îndeamnă spre tuneluri și viaducte, spre magistralele feroviare. Alături, chemarea roților cu anvelopă. Autocamioanele brașovene, Carpați și Bucegi. Autobuzele bucureștene, o demonstrație practică de confort contemporan. Prin ochiul aparatului de filmat, se perind alte exponate ale industriei constructoare de mașini. Tractorul românesc poate fi întâlnit azi pe diferite meridiane ale lumii. În 1938 aveam în țară 4.000 de tractoare. La 1 iulie anul acesta, numărul lor era de 70.000. Din coloana mecanizată a agriculturii noastre, expoziția prezintă numeroase alte mașini ale ogoarelor. Exclamațiile verticale ale apei vorbesc la proporții sugestive despre foloasele tot mai dovedite ale irigațiilor.